Salutare! Să se arate că E este mai mare decât F dacă E-ul este minus 1 totul la puterea N supra N pătrat și F-ul este minus 1 la puterea N supra N pătrat plus 1, unde acest N mic aparține mulțimii numerilor naturale nenule. Pune stop la filmuleț, notează-ți în caiet, încearcă să rezolvi tu și abia apoi o să vedem împreună o modalitate de rezolvare. Ești gata? Să se arate că înseamnă că așa este. Va trebui să ajungem la concluzia că E-ul este mai mare decât F, adică că această fracție este mai mare decât aceasta. Cum facem asta? Păi despre N cunoaștem doar că este un număr natural nenul, adică nu are voie să fie 0 și e foarte bine că este așa, că dacă ar fi fost 0 nu ar fi existat fracția E. Și avem două tipuri de numere naturale, pare și impare. Pentru N par, adică dacă este de forma 2 oriceva, unde cevaul acela este la rândul lui număr natural, înseamnă că ce se întâmplă? Minus 1 ridicat la putere pară este pozitiv, este 1 și fracția noastră E va fi egală cu 1 supra N la puterea a doua, adică 2 K la puterea a doua, adică 4 K pătrat. Ce se întâmplă cu F-ul? Păi minus 1 este la fel ca la E ridicat la puterea N, adică la puterea 2K, deci este 1, înseamnă că F-ul va fi 1 supra N pătrat, adică 2K la puterea a doua, 4K pătrat plus 1 și atunci E-ul este mai mare decât F. De ce? Pentru că dacă pe 1 îl împărțim doar la 4K față de 1 împărțit la 4K la a doua, față de 1 supra 4K la a doua plus 1, adică numitorul este mai mare în cazul lui F, 1 împărțit la un numitor mai mare o să dea o valoare mai mică decât dacă pe 1 îl împărțim la un numitor mai mic sau numitor mai mic fracție mai mare față de numitor mai mare, da, fracție mai mică. Iar dacă N-ul nostru este număr impar, adică este de forma 2K plus 1, unde K aparține mulțimii numerilor naturale, minus 1 ridicat la putere impară este minus 1 și atunci ce se va întâmpla? Se va întâmpla că E-ul este minus 1 supra 2K plus 1 la puterea a doua. Putem să nu-l mai ridicăm la putere, să-l lăsăm exact așa cum este el. Iar la F o să fie tot minus 1, numai că acum la 2K plus 1 la puterea a doua adunăm ceva. Și la fel o să avem că E-ul este mai mare decât F. Și în cazul acesta, pentru că numărul ăsta este mai mare decât numărul acesta și suntem bine, ne poziționăm bine. Da, hai să luăm un exemplu micuț ca să vedem clar. Dacă K ar fi 1, în cazul acesta o să avem minus 1 supra 2 ori 1 plus 1, adică 3 la puterea a doua, 9, cum este față de minus 1 supra, aici este 9 la puterea, nu, 9 plus 1 face 10, la numere negative, m-am potmolit un pic aici. Dacă aducem la același numitor, o să ne dea cum este minus 10 față de minus 9. Păi este mai mic. Mai mic? Minus 10 este mai mic decât minus 9? Așa este. Și atunci 9 de ce nu ne dă bine aici? Am greșit ceva. Ajutor! O zi superbă să aveți!